La malul mării, sute de credincioși au participat la o amplă procesiune religioasă, care a marcat prima duminică din postul Sfintelor Paști, cunoscută și sub numele de Duminica Ortodoxiei. Aceasta se serbează începând din secolul al IX-lea și marchează restabilirea cultului icoanelor. De altfel, toți credincioșii care au luat parte la procesiune au purtat în mâini flori și icoane. După Sfânta Liturghie, ierarhul, preoții și credincioșii au pornit apoi într-o procesiune a icoanelor numită Calea Sfinților. Icoanele au fost aduse și purtate în mâini de către credincioși în semn de recunoașterea importanței cultului icoanei în viața bisericii. Această sărbătoare a fost stabilită în anul 843, când prima duminică din postul mare a căzut în data de 11 martie. Atunci s-a sărbătorit victoria credinței ortodoxe asupra tuturor ereziilor care au tulburat viața bisericii multe sute de ani. A fost cu adevărat proclamată biruința credinței în cinstirea Sfintelor Icoane, în cinstirea Sfinților, a Sfintelor Moaște și a Sfintei Cruci. Într-o Europa atât de secularizată, este Ortodoxia biruitoare? Ortodoxia este biruitoare pentru că îl poartă pe Hristos, care a biruit moartea, așa cum ne-a spus îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ortodoxia trebuie să fie și firea Europei. Dacă nu va rămâne Ortodoxia în Europa, nu va rămâne Europa. Pentru că fără Dumnezeu, noi nu putem să existăm. Dumnezeu ne-a adus la viață, Dumnezeu ne ține în viață și de aceea ne dăjduim că Bunul Dumnezeu este Cel care ne va ajuta pe mai departe să rămânem în credința noastră și în viața noastră din comuniune cu Dumnezeu și comuniune între olaltă unii cu alții. Din anul 843, Duminica Ortodoxiei a fost introdusă în calendarul bisericii, devenind o zi de aleasă cinstire a tuturor celor care au apărat credința și icoanele. Duminica Ortodoxiei este ziua care îi unește în rugăciune pe toți creștinii ortodoxi din țară și de pretutindeni. Este o zi specială în calendar ortodox? Da, este. De ce? Pentru că este o sărbătoare creștină a celor care sunt creștini ortodoxi. Se deosebește cu ceva de restul zilor? Da, pentru că astăzi este ziua în care s-a proclamat creștinismul. Este ziua Ortodoxiei. Asta ce înseamnă? E ziua în care îi cinstim pe toți sfinții. Și cinstim icoanele. Și icoanele, în mod deosebit. Și atunci le scoatem și pe ele la aer în oraș. După ce au fost în Sfânta Biserică și s-au sfințit. Prima duminică din postul mare și o sărbătorim într-un mod deosebit prin această zi a Ortodoxiei și a cinstirii icoanelor. Postul Paștelui a început pe 11 martie, durează 40 de zile și este considerat cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an.